Faptul că la robinetele locuitorilor din Pucioasa curge apă cu tot felul de bacterii, nu de 3 zile, ci de ani de zile, este reconfirmat de această dată de cetățenii care au afecțiuni stomacale din cauza consumului de apă infestată. Domnul Duia spune că din data de 5 ianuarie se simte rău, la fel și soția sa. Eu beau numai apă, că n-am, dacă soția are decât un salariu, n-am niciun venit, bem apă de la ghiuvet. Și soția cu fiere a luat-o, tot așa, cu văsături și cu diaree. Exact simptomele care s-a spus la televizor. Văsături, diaree, crampe stomacale. Și eu am, și acum mai iau antibiotică, mai sunt puțin deranjat. Am oxacilină și... unde? Și purajdadon. Nu a mers la medic, iar pastilele de ea la recomandarea farmacistei, însă știe că starea de rău este generată de consumul apei pe care o credea potabilă. Bărbatul este indignat de faptul că apa de la robinete provine dintr-o adevărată groapă de gunoi, este pescar și merge zilnic pe barajul din Pucioasa, iar peisajul este cu adevărat dezolant. Dezastru, mizerie, exact unde țeava, de trage compania de apă, de ne dă, câini, porci, morți, pisici, plus ticle, de dero, de orice fel. Și vă dați seama cu toți microbii și toate alea acolo să duc. Și mai poate trata o apă, no, mizerii? Păi știți de ce nu se mai poate? Că noi pescarii, fiind zi de zi pe baraj, înainte, până în 2000, o să dea drumul la baraj. În 2011, de parcă ați dat de colmatat. Nu era iarbă. Acum e un fel de iarbă, dar iarbă tare. Deci aia denotă că nu mai e oxigen. Ia tot oxigenul de la apă. Și e murdară. Plus ce deversează de sus, motorină, păcură, tot felul de prostii. Situația de la Pucioasa nu este deloc recentă, ci persistă de ani de zile. La sfârșitul anului trecut, Ioana, împreună cu soțul ei și fiul de doar 3 ani, au ajuns la urgențe cu infecții stomacale. Nici ei, nici medicii nu și-au putut explica de unde provine această infecție, până acum, când s-a aflat de bacteriile existente în apa de la robinet. De urgență am ajuns, a venit salvarea și ne-a luat din poartă. Întâi am fost eu cu băiatul și la o oră a venit soțul după noi. Și ce vă spuneți? Ce simptome aveți? Stare de vomă, durere de burtă, crampe la stomac, amețeală, eu mai beau câteodată. Mâncarea care o fac, nu fac cu apa de la cișmea, tot cu apa de la cișmea o fac. Acum, cu toată această problemă cu apa, credeți că e posibil ca tot din cauza apei să fie ajuns? Da, cu siguranță. Cu siguranță. Nu cred că e dat cu problema de o lună de zile că e infectată apa. Eu cred că e infectată mai mult timp. N-a fost în stare să o curețe, să... Indignarea oamenilor a fost amplificată de atitudinea reprezentanților companiei de apă. M-a revoltat faptul că ei au precizat că au anunțat locuitorii orașului Pucioasa că se întrerupe apa. Acest lucru nu s-a întâmplat. În momentul în care m-am dus la ora, în jur de ora 6 după amiază, apa era întreruptă. Mă revoltă faptul că de atâta timp din media am aflat că persistă această apă contaminată, deci noi am consumat-o fără să cunoaștem lucrul acesta. E colorată. De dimineață cum curgea? Mai gălbuie. Era gălbuie. Mai gălbuie, da. Deci acum nu este limpede. Da, copiii mi-au spus să nu spăl nici măcar vasele. Le-am spălat-o cu apă cărată de la fântână. Oamenii nu vor ca această problemă să fie ștearsă cu buretele, așa cum s-a întâmplat până acum. Vor să se găsească vinovații și ca aceștia să plătească pentru faptele lor inconștiente. Cei care au responsabilitate la nivel de oraș, la nivel organele competente, penale chiar, pentru că s-a atentat la viața și sănătatea locuitorilor. Cum să bem de atâta timp această apă infectată? Nu este posibil. În ce se regăsește această diferență? În apă cu materii defecale. Să schimbe, domnule, denumirea pe factură. Să zică apă cu fecale.